Da. Sunt observații la ordinea de zi? Nu. Dacă nu sunt observații, supun la votul ordinea de zi. Ana Ileana. Pentru. Agape Alexandru. Dar nu se mai aude nimic. Pentru. Andronache Nicolae. Botezatu. Pentru. Bujor Marcel. Pentru. Cimpoieșu. Pentru. Dobos Sergiu. Adi. Pentru. Nu mai merge microfonul. Dobrea Costel. Prezent. Pentru. Domnul Dobrea, suntem la proiectul 1. Suntem la ordinea de zi. Sunteți pentru. Doamna Doileț. Lucrat tot aici. Pentru. Doamna Doileț. Pentru. Pentru. Da. Dumitru Mihai. Pentru. Jircu Adrian. Pentru. Jitaru Adrian. Pentru. Miluță Maxim. Pentru. Nu mă auziți? Vă auzim. Moranu Marian. Pentru. Orfian Ionuț. Pentru. Pașca Păvăloaie. Popescu Carmen. Popescu. Sergentu Adrian. Pentru. Claru Dana. Pentru. Zazu Ciprian. Pentru. Popescu Carmen. Carmen Popescu. S-a pus ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi la primul punct. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 97 din 31 martie 2022 privind aprobarea proiectului cu titlul Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Onești 1 și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, AXA 1, schema de granturi pentru eficient energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A3, renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul doamna secretară. Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Onești numărul 97 din 2022 a fost aprobat proiectul cu titlul Renovare energetică a blocurilor de locuințe din Onești 1 și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, AXA 1, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A3, renovarea energetică moderată și aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru un număr de 9 blocuri de locuințe. Având în vedere faptul că bugetul pentru județul Bacău nu a acoperit necesitatea tuturor solicitărilor, municipalitatea a reușit să depună cererea de finanțare pentru un singur bloc de locuințe situat în municipiul Onești, la Babeș numărul 6, astfel este necesară actualizarea HCL-ului menționat anterior, pentru un singur bloc, conform cerințelor Ministerului Dezvoltării Lucrurilor Publice și Administrației. Nu merge prin rezoluția așa cu chestia asta. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre conform prezentată. Doamna Carmen, vă auziți? Avem microfon ce are cuvântul reprezentantul Comisiei Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Domnul Dumitru. Favorabil comisia 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil și comisia 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu trecem la vot, Anei? Pentru. Dacă la mine, pentru. Agapi? Pentru. Andronache? Botezatul Maria? Pentru. George, Dumitru? Marcel, prezent. Pentru. Cimpoieșul Gheorghe? Pentru. Dobor Sergiu Mihail? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Doileț Jenica? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Jilcu Adrian? Pentru. Jitaru Adrian? Pentru. Maxim Miluță? Pentru. Moraru Marian? Pentru. Orfean Ionuț? Pentru. Pașpa Păvăloaie Elena? Pentru. Popescu Carmen? Pentru. Roșca, pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Săclaru Dana Cerasela? Pentru. Zarul Ciprian Octavian? Pentru. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordul municipiului Onești pentru încheierea unui contract de superficie între SECE Raja, ESA Constanța și SECE Delgaz, GRIP ESA. Doamna Raluca. În vederea realizării proiectului de relat în municipiul Onești de către SECE Raja, ESA Constanța, dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, contractul cele doi, reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești, precum și solicitarea SECE Raja ESA, înregistrată în municipiul Onești, propus pe analize și aprobare proiect de hotărâre cu privire la acordul municipiului Onești pentru încheierea unui contract de superficie între SECE Raja și SECE Delgaz Gris ESA, conform documentelor înaintate. Poate cele prezentate urmează să analizați și aprobați în consecință. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Anei? Trecem. Pentru. Agapi? Pentru. Andronache? Botezatu? Pentru. Bujor, Dumitru Marcel? Te-am dat mesaj. Bujor, Dumitru Marcel? Pentru. Cimpoieșu Gheorghe? Pentru. Dobor Sergiu Mihail? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Doileț Jenica? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Jilcu Adrian? Pentru. Jitaru Adrian? Pentru. Maxim Miluță? Pentru. Moraru Marian Dorin? Pentru. Răzvan Ionuț? Pentru. Pașca Păvălăie Elena? Pentru. Popescu Carmen? Popescu Carmen? Pentru. Roșca Sfânt, pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Sticlarul Dana Celasela? Pentru. Zarzu Ciprian Octavian? Domnul Zarzu? Pentru. Trecem la proiectul 4. 3 rămâne la urmă. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești al unui bun imobil teren. În vederea demarării proiectului de reabilitare pasaj, precum și pentru o mai bună administrare a domeniului public al municipiului Onești, propunem atestarea la domeniul public a imobilului teren aferent pasajul subteranul Ton, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, identificat prin partea corespondenței și delimitare. Față de cele prezentate, urmează să analizați și să aprobați.
Proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 4. Comisia numărul 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia numărul 4. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu, să trecem la vot. Anei? Pentru. Agapi? Pentru. Andronache Nicolae? Botezatul Maria? Pentru. Bujor Dumitru Marcel? Pentru. Cimpoieșu Gheorghe? Pentru. Dobor Sergiu Mihail? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Doileț Genica? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Jilcu Adrian? Pentru. Jitaru Adrian? Pentru. Maxim Miluță? Pentru. Moraru Marian? Pentru. Orhean Ionuț? Pentru. Pașcu Apăvăloaie Elena? Pentru. Popescu Carmen? Popescu Carmen. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Pentru. Zarzu Ciprian. Pentru. Așa și proiectul 3, revenim la el. Probleme de interes local. Dacă se scrie cineva la cuvânt, dacă nu, declarăm încheierea în ședinței de astăzi, extraordinare din 22 august 2022. Vă mulțumesc!